Am printat și copt ieri 48 de DTF-uri. Cum o să trebuiască să le presăm pe toate. Așa că pentru astăzi avem treabă grâlă. Avem aici DTF și vinyl. L-am făcut așa separat pentru că altfel ar fi fost mult mai mică albinuța asta dacă puneam și textul să o printăm împreună cu, da, cu albinuța. Așa că le facem din două, să poată fi imprimeul mai mare. Abia așteptăm imprimanta aia A3 DTF. Prima dată presăm doar vinilul și albinuța e aici deocamdată, DTF-ul mai exact. Și le facem toate care vin cu vinil prima dată, pentru că e presa la temperatura pentru vinil. Presăm tot ce vine cu vinil și după aia o să presăm ce vine cu DTF, unde trebuie să scădem temperatura și, na, două presări, chestii. Se pare că Diana a uitat ceva, nu știu ce că nu mi-a zis. Așa că trecem aici la DTF. Sunt foarte, foarte multe și multe combinații. E destul de ușor să te încurci în ele, așa că, na, oh well, se mai întâmplă. Shit happens. Cute arată. Asta e desenul ăla făcut de o fetiță pentru a avea hanorac chiar unic. Cute! Și aici albina. Și gata cu asta. Suportul ăsta de la vinil e extraordinar de bun pentru a lua praf. Super lipicios, oricum îl aruncăm. Toți cei care personalizează haine, cât praf lasă hainele în momentul în care lucri cu ele. Trecu la presa mică pentru că avem de făcut niște polălălă și mai simplu de făcut cu asta. Și trebuie să mai facem la hanoracele astea, trebuie să punem partea din față care vine aici. E așa. Din coace. Și la fel, e mult mai ușor de lucrat cu presa mică. Azi sunt și manechin. Și curierul de la GLS avem exact aceleași saluturi. Salut! Giodată simultan. Îmi dă coletul. No, și amândoi giodată. Mersi, salut, o zi faină, ciao. Sincron perfect. Și el e chel cu barbă. Asta e un refil complet de cerneală pentru asta. Fă-i de capul și zilele mele. Cât o costa cerneala? Cam 160, 170, 170 culoare. Avem 9 culori. 174 ori 9. 1566 de lei cerneala. Doamne fii. You're a hungry one, aren't you? Și astea sunt niște folii de PF. Și aici este un resetator. Pentru asta stați puțin entuziasmat. Era pe tine de aici. Se poate strica. Nu. No. Ok, atunci îl scot. No. Cât a costat asta? 7 milioane. 700 de lei? 6, 7, aproape 8. 800 de lei. Yes, this toy. Asta e pentru... Asta. Pentru că asta e un maintenance box, maintenance tank, nu știu, unde se scurge cerneala de la P8000. Când se fac head cleaning-uri, când se face trecerea de pe matte black, pe photo black, aici se scurge. Și mai are încă unul identic, dincolo, pe cealaltă parte. Așa cum la P600 am furtunașul ăsta care se scurge într-o sticlă. Dar la P8000 nu tare poți face chestia asta, cel puțin deocamdată. Și trebuie să cumperi din astea. Sau... să le resetezi. Adică imprimanta crede că ăsta e plin și nu se mai poate utiliza. Dar nu curge, nu nimic. Asta se pline când totul ăsta e negru. Deci sunt undeva la 30% estimez eu folosit. Așa că am la resetatorul ăsta și o să-l resetez.
și o să creadă că iarăși gol. Și o să las așa și o să mă urmăresc așa din timp în timp să văd cum progresează, cum arată când se umple. În momentul în care o să se umple, o să-i scot toate bucățile astea de plastic, o să scot pâslele alea de acolo și o să rămână doar așa. Eventual spun niște șervețele sau ceva acolo, cât să nu facă sliușii pe aici cerneala în momentul în care scot tank-ul ăsta. Și, da, și aici e chipul care se resetează. Cu resetatorul ăsta. E iarăși frig și eu trebuie să schimb bateria. Așa că prindem cu minuta 20,7. Să vedem dacă și cu cât crește temperatura după ce prindem cu asta, nu știu, vreo jumătate de oră maxim, ceva de genul ăsta. Prima dată începem cu niște flyere pe hârtie de 120. Doar față, așa-i ideea? Față verso? Shit. Nu e neapărat stres că imprimanta asta printează față verso. Ui, țâța. Adică suprapunerea e foarte ok. Dar noi de lucru. În plus. Bun, și dăm print la una. Să ne asigurăm că este ok. Doar că încă trebuie să se încălzească. Și după aia să zoom. Câte ai clipi? O printat. Să vină Diana să verifice. Unde-i Diana? Diana. Da, acolo Diana. Nu de altă, dar Diana are ochiul mai calibrat decât mie. Când vine vorba de culori, așa că... Mai gri. Ziceți voi dacă se vede diferența aici. Diana zice că ăsta e mov și ăsta e mai gri. Ziceți voi. Diferență de settings, de setări. Da, bun, acum că am stabilit culorile și ne-am calibrat ochii, îi dăm să lucre. Deja au crescut cu 0,1 grade aici. Bun, și să-i dăm aici job list, old job, asta, job ticket. Și mi-a dat încă 49, îi dăm în calupuri de 50. Ok, override output. Bun. Print, baby, print. Print, 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 print. Da, bun. Gata, am terminat. Poți să opresc? Da. Bun, ei. Nighty night. It's a good printer. Și 21,2 de la 19,7. Deci cu jumătate de grad a crescut temperatura după ce am pornit-o și nu știu dacă o să a pornit o jumătate de oră. Da, gândiți-vă cei care printează cu asta ore sau toată ziua. Colo distracție și căldură. Asta fiind gata, acum urmează partea preferată a Dianei. Știți care e partea preferată a Dianei când vine vorba de minolta? Finisajele. Are de tăiat de data, hai că nu e așa mare comanda asta, în comparație cu ce am avut săptămâna trecută și acum două săptămâni, mă rog, atât cu două săptămâni. Mai chiar nu e așa mare stres, că asta vine tăiat și pe aici, mie și pe margini, bineînțeles. Și plus niște cărți de vizite, hai că nu e așa greu, nu e așa tragedie de data asta. Eu mă pun la We Do It în continuare pe Alb Invizibil. Și ție îți place foarte mult. You having fun? Yes, of course. Don't you see? Tu până nu i-au de bătut.